ziua, dragi elevi! Bine v-am găsit la o nouă lecție la dezvoltarea personală. Am să încep lecția cu o scurtă poveste. Era odată o familie. Nu era nici bogată, nici săracă. Locuiau într-o casă mică în sat. Într-o seară, când s-au așezat la masă, a bătut cineva la ușă. Tatăl s-a ridicat și s-a dus să deschidă ușa. Era un bătrân cu haine zdrențuite și pantaloni ferfeliță. Avea un coș plin cu legume. I-a întrebat dacă voiau să cumpere legume de la el. Au cumpărat imediat pentru că voiau să-l vadă mai repede plecat. Cu timpul s-au împrietenit cu bătrânul. Le aducea legume proaspete săptămânal. Într-o zi, când le-a adus legumele, bătrânul le spuse: ieri am avut o zi binecuvântată. Am găsit lângă casa mea un coș cu haine pe care mi le lăsase cineva. Știind cât de mult aveau nevoie de haine, familia zice: ce minunat! Dar bătrânul a răspuns: cel mai frumos lucru este că am găsit o familie care chiar avea nevoie de hainele acestea. Umanitatea a fost creată cu ajutorul valorilor, care în timp au devenit atât de numeroase și de complexe, încât este foarte greu de stabilit care sunt cele mai importante dintre ele. Dragi elevi, subiectul lecției de astăzi este valori și non-valori. Ne vom axa pe următoarele idei principale. Ce sunt valorile? Sunt niște principii morale sau etice pe care le considerăm utile și importante. Comportamentul nostru, prioritățile și relațiile cu alții. Valorile umane sunt fundamentale și necesare pentru existența societăților, în care cât mai mulți oameni se simt confortabil și trăiesc bine. Deoarece sunt foarte importante, multe dintre ele apar în multe culturi, în diferite forme și fiind aplicate diferitor grupuri. Prin urmare, valorile umane merg mână în mână cu drepturile omului, pentru că stabilesc un cadru de cerințe minime pentru a crea structuri sociale. De exemplu, respectul, care este una dintre cele mai des menționate valori, pentru că este necesar în absolut toate interacțiunile sociale. Fie că este vorba de respectul de sine, fie despre respectul față de alții. Aceasta joacă un rol important în viața de zi cu zi și ne ajută să clădim relații interumane bazate pe acest respect. Înțelepciunea. Se spune că vine odată cu experiența și înaintarea în vârstă, dar aceasta poate fi cultivată încă de la vârste mai fragile. Orice om poate încerca și chiar reuși să devină mai înțelept. Dacă își dorește cu adevărat, numai că va trebui să facă niște sacrificii în acest sens, mai ales din prisma timpului petrecut în a studia diferite fapte, modelul de gândire și din experiențele altora. Iubirea este cu siguranță una dintre valorile fundamentale umane și nimeni nu ar trebui să se ferească de ea, ci ar trebui pe cât posibil să o caute și să o primească în viața sa. Fără iubire, viața de multe ori nu are farmec. Iar cei care nu experimentează această senzație au falsa impresie că trăiesc, ei de fapt fiind doar existenți în peisajul uman. O altă valoare este bunătatea și generozitatea, care îi impresionează chiar și pe cei mai răi oameni, iar în timp îi poate chiar schimba în bine. Poate că oamenii care posedă aceste calități sunt considerați ca fiind mai naivi, însă trebuie respectați, pentru că ei chiar cred cu tărie că îi pot ajuta pe alții și încearcă să înfăptuiască acest lucru cât e de posibil.
încrederea în sine și în alții trebuie să fie neapărat precizată. Speranța că poți schimba ceva de unul singur sau că poți face orice îți dorești dacă muncești și crezi în tine. Te va ajuta să faci multe lucruri în viață. De asemenea, trebuie să ai încredere și în apropiații tăi, pentru că și ei să se bucure de încrederea în tine. Prietenia nu trebuie să lipsească din viața unui om și chiar dacă ai un singur prieten, adevărat, trebuie să știi că ești mai câștigat decât dacă ai avea sute de cunoștințe. Responsabilitatea este o atitudine care se dobândește în urma educației și nu te naști cu ea. Este o virtute mai întâi a grupului din care faci parte, adică familie, școală, societate. Responsabilitatea ne face să anticipăm consecințele acțiunilor noastre și faptul că printre aceste consecințe avem în vedere impactul pe care îl putem avea asupra vieții altora. Toleranța este o atitudine care nu presupune superioritate față de alții, ci să îi respecti pe ceilalți și să poți învăța de la ei, înlăturând tipare nedrepte. Înseamnă să fii flexibil și să îi accepți pe cei din jur cu defectele lor, dar nu înseamnă să urmezi atitudinile lor negative, ci să păstrăm convingerile și să respectăm principiile, să nu fie încălcate drepturile și să suferim de pe urma comportamentelor abuzive. Altruismul. Să fii altruist presupune să lași la o parte anumite interese și dorințe personale pentru a-i ajuta pe ceilalți. Esențială fiind intenția care este la baza acțiunilor efectuate în folosul altora. Să nu anticipezi sau să accepți o răsplată, indiferent sub ce formă s-ar prezenta aceasta. Valorile sunt de obicei destul de stabile, dar nu au limite stricte. De asemenea, pe măsură ce treceți prin viață, valorile se pot schimba. Valorile personale sunt fundamentul visurilor și deciziilor noastre, al comportamentelor și alegerilor pe care le facem în fiecare zi. Valorile personale constituie o resursă motivațională puternică. Ele dau forță și coerență gândurilor, emoțiilor, acțiunilor tale în fiecare moment. Haideți să dăm exemple de valori personale. Adevăr, bunătate, onoare, ordine, pace, prietenie, cultură, sănătate, dragoste, familie, sinceritate. Odată ce am ajuns să avem o listă de valori, e foarte important prioritizarea lor. De ce? Pentru că prioritizarea lor ne ajută să definim și mai bine ceea ce e important pentru noi. O listă mare de valori s-ar putea să ne creeze puțină confuzie. De aceea, ierarhizarea lor este foarte importantă. De exemplu, dacă punem sănătatea în topul valorilor noastre, vom ști foarte clar că sănătatea trebuie să devină prioritară. Ne vom preocupa mai mult ce alimente cumpărăm și cum gătim. Vom fi mai atenți la câte ore dormim, la câtă mișcare alegem să facem. Prioritizarea valorilor ne determină să ne asigurăm că din timpul nostru limitat dedicăm atenție sporită valorilor de top, cum ar fi familia, sănătatea, adevărul, prietenia, dragostea. Astfel vom reuși să alocăm suficient timp lucrurilor importante, care vor avea cel mai mare impact asupra vieții noastre.
Când îți cunoști valorile și le ierarhizezi, te înțelegi mai bine și îți va fi mai ușor să faci alegeri bune pentru tine. Să trăiești conform propriilor tale valori înseamnă să îți asculți sufletul și să răspunzi la nevoile tale. Iar oamenii care trăiesc în armonie cu valorile lor duc o viață mai fericită. Cum te ajută valorile? Viața e mai ușoară dacă ne cunoaștem și ne asumăm valorile, pentru că atunci ne putem face planuri și putem lua decizii care să ne onoreze. Astfel, trăim în acord și în armonie cu noi înșine. Asta ne face să avem succes la toate resursele noastre și ne ajută să ne atingem potențialul și să ne îndeplinim visele. E important să ai grijă să existe concordanță între valorile tale și obiectivele pe care le stabilești. Valorile personale ajung să le simți în timp, să le conștientizezi și să le recunoști unde le vezi, pentru că ele îți conferă un confort, o ordine interioară și te ajută să faci mai mult. Valorile personale nu sunt ca un diamant șlefuit și pus undeva frumos pe un raft, ci lor le dăm plus valoare pentru dezvoltarea noastră ca oameni prin progres. Valorile au caracter polar. Aproape tot timpul transmitem un mesaj valoare prin comparație cu opozitul sau negativul. Și îl transmitem de obicei atunci când apare non-valoarea. Nu poți percepe să înțelegi ce este adevărul dacă nu știi ce e neadevărul. Nu poți percepe frumosul dacă nu știi ce e urât. Societăți pestrițe, ca valori pozitive și negative, există de când lumea. Indecența, vulgaritatea, mitocănia, incultura, tupeul de a sfida toată lumea, minciuna, lașitatea, ignoranța, dușmănia. Toți trăim în această societate în care ne confruntăm cu diverse tipuri de non-valori, cărora trebuie să le facem față într-un fel sau altul. Non-valoarea are consecințe nefaste și negative. De exemplu, pe lângă faptul că nu e frumos, cercetările arată că nici nu e sănătos să minți. Te poți simți rău și încerci să eviți persoana căreia i-ai spus minciuna. Apoi te simți vinovat și vei putea avea tulburări de somn. Crește tensiunea arterială, provoacă dureri de cap și chiar dureri de spate. Valorile noastre ne dictează felul în care interacționăm cu cei din jurul nostru și felul în care îi judecăm pe aceștia. Tot ele ne ghidează și felul în care ne vedem pe noi înșine și cum vedem lumea din jur. Avem o imagine foarte clară despre cum ar trebui să fie lucrurile, oamenii, evenimentele din viața noastră pentru a ne simți bine. Haideți să redăm valoare lucrurilor care cu adevărat sunt valoroase și să nu punem preț pe lucrurile trecătoare care pierd odată cu întrebuințarea lor. Valorile strigă după realizările prin tine. Fii deci un realizator de valori, un purtător de valori, un om de valoare. Valorile strigă după realizare prin tine. Fii deci un realizator de valori, un purtător de valori, un om de valoare. Dragi elevi, lecția noastră a luat sfârșit. Vă urez succese și să aveți grijă de valorile voastre.